Salutare, oameni buni! Astăzi vă voi vorbi despre greșeli pe care oamenii le fac atunci când își plănuiesc bucătăria și mobilierul de bucătărie. Sunt informații care nu se regăsesc pe YouTube sau pe Google, așa că stai până la sfârșit dacă vrei să ai o bucătărie de nota 10. Sunt Constantin Barbu și de 18 ani lucrez în domeniul producției de mobilier, dintre care 6 ani am lucrat ca și montator de mobilă. În toată această perioadă am intrat în foarte, foarte multe case și am decis să împărtășesc cu tine în acest tutorial erorile cele mai des întâlnite pe care eu le-am observat de-a lungul acestei perioade. Așa că să începem! O greșeală foarte des întâlnită am observat că este lipsa acestui spațiu de lucru dintre chiuvetă și plită. O ordine firească ar fi aceasta. Prima chiuveta în care spălăm alimentele, apoi acest spațiu de lucru de minim 600 de mm în care tăiem și mărunțim alimentele și a treia este zona de preparare termică, respectiv plita, unde legumele ajung pentru a fi gătite. Ce vreau să subliniez aici? Luați de fiecare dată în calcul să vă rămână acest spațiu între chiuvetă și plită. Foarte importantă este și prezența acestui sertar dedicat special tacâmurilor. La fel de importantă este și poziționarea lui. Ideal ar fi să fie prezent în imediată apropiere a zonei de lucru, acestei zone active a bucătăriei. Personal aș echipa toate bucătăriile doar cu sertare și aș renunța la rafturi. De ce? O să vă demonstrez imediat. Să presupunem că avem un obiect care este depozitat pe raftul de jos în partea din spate a lui. Va fi foarte greu să ajung la el. În cazul în care aș avea doar sertare, pur și simplu aș deschide sertarul ultim, mi-aș lua obiectul de care aș avea nevoie și l-aș închide. Cu cât bucătăria este gândită mai bine și echipată mai corect, cu atât gătitul va deveni o plăcere mai mare. Am mai observat și lipsa acestui înălțător de blat, care are ca și scop formarea unei bariere împotriva pătrunderii apei, dar și a resturilor de alimente, prin spațiul format între gresie și blat. Așadar, odată cu montarea acestui înălțător, scăpăm de această problemă care în timp ne poate cauza foarte multe necazuri. În același timp, prezența acestui înălțător oferă bucătăriei un aspect estetic îngrijit. În aceeași categorie includ și plinta care se folosește la nivelul picioarelor de bucătărie. Aceasta are, la fel ca și înălțătorul, are rol de protecție împotriva apei, dar și a resturilor de alimente. Un avantaj ar fi că aceasta se poate scoate ori de câte ori dorim să curățăm sub corpurile de mobilier. Dacă spațiul din bucătărie te obligă să poziționezi masa astfel încât să treci foarte des pe lângă ea, îți sugerez să aplici această metodă de rotunjire a colțurilor, care te va scuti atât pe tine cât și pe membrii familiei de foarte multe accidente nedorite. De obicei, când se ajunge la montajul mobilierului, camera respectivă este finalizată din punct de vedere al amenajării interioare. Are pereții finisați, prizele fixate, parchetul, gresia sunt puse. De aceea, consider că este foarte important să amplasăm cât mai corect fiecare detaliu din camera respectivă pentru a ne bucura de mobilier și de spațiu cât mai generos și optimizat. Am simulat o bucătărie în programul SketchUp pentru a vă prezenta alte erori pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului. O situație des întâlnită este poziționarea greșită a găurii de evacuare a acestui burlan. Deci această gaură care se face în perietele bucătărie trebuie să se facă în așa fel încât să nu depășească profunzimea corpului, adâncimea corpurilor suspendate, care de obicei se execută la 300 de mm. Foarte des întâlnit a fost cazul în care gaura din perete pentru acest burlan a fost poziționată în așa fel încât eu nu am mai putut continua montajul bucătăriei. Când ne gândim să poziționăm această gaură
în peretele exterior al bucătăriei, ideal ar fi să ne deplasăm cât mai spre peretele din spate al bucătăriei. Calcul simplu îmi spune că avem nevoie de 9 prize în bucătărie. În acest tutorial o să mă rezum la poziționarea prizei necesare cuptorului. Bun. Trecând la informația că blaturile din construcție au 600 de milimetri lățime, suntem obligați într-un fel ca adâncimea maximă a corpurilor inferioare să o construim la 550 de milimetri. La această adâncime se mai adaugă și grosimea ușilor și astfel ajungem la 570. Cuptorul nostru din construcție vine cu o adâncime de 550 de milimetri. Repet, cuptorul are 550, adâncimea corpurilor inferioare tot 550. Trecând de la aceste informații, este aproape imposibil să poziționăm priza în spatele cuptorului. Și spun asta din două motive. Unu, pentru că în acest caz nu am avea acces la priza din spatele cuptorului pentru a debranșa atunci când avem nevoie. Și în al doilea rând, dacă priza este prezentă în spatele cuptorului, atunci acea priză ne va împinge nouă cuptorul în față și ne vom trezi cu această poziție de nedorit a cuptorului. Așadar, atunci când vine vorba despre priza destinată cuptorului, aceasta ar fi ideal dacă o amplasăm deasupra cuptorului sau sub cuptor. Un alt caz ar fi cel al poziționării frigiderului lângă perete. Să luăm un exemplu pentru a mă face mai înțeles. Să presupunem că frigiderul nostru are o lățime de 600 de milimetri. Deschiderea totală a ușii pentru acces și pentru scoaterea rafturilor interioare se poate realiza doar când există spațiu suficient. În cazul meu, un 750 de milimetri. În niciun caz 700 sau 650, cum des am întâlnit. Observăm nevoia de acest spațiu suplimentar de minim 150 de milimetri. O atenție deosebită aș acorda-o și caloriferului din bucătărie, dar și ferestrei și deschiderii acesteia. Cam atât pentru acest material, este primul dintr-o serie dedicată special bucătăriei și mobilierul de bucătărie. Acesta am fost eu, Constantin Barbu, și până data viitoare îți urez multă sănătate și spor în toate.